Dimineața. Spectaculoasă, bună dimineața, wow, binevenită bună dimineața, la noi. Bună dimineața, bine, și ținută elegantă. Da, de Paște, așa? De Paște, că mai avem în puțin. Duminică, este Paște, deci abia aștept să vină iepurașul. Ai fost cu minte, vine iepurașul? Am fost foarte cu minte, da. Da? Piesa aceasta este în limba? Rusă. Rusă. Și ce cânti mai exact? Ce ne poți traduce? E o piesă de dragoste și zice... S-a terminat spectacolul nostru, stingem luminele, e finalul. Finalul iubirii. Unei povești... Unei povești de dragoste. Da, lasă, noi suntem optimiști, orice sfârșit este un nou început. Da. Ai suferit-o din dragoste foarte mult, adică piesa se regăsește cumva în povestea ta de viață? S-a întâmplat, normal, nu pot să zic. Că de obicei artiștii își cântă durerea în piesă, adevărat, în muzică. Da. Acum contează... Urmează la următoarele piese. Am început să scriu versurile singură. Să vedem. Deci o să revii în forță cu piese acum de vară, proaspete. Că tu așa ne obișnui cu piese de alea de bune. Da. De clubbing, de jab-jab, de... Mulțumim foarte mult, Alinei, ca cine așa cu mare drag. Vă doresc Paște fericit. Și poate ne mai vedem de Paște sau după Paște. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc.